Păi, noi suntem o firmă de personalizare, de articole sportive. Ne-am axat foarte mult pe nișa asta de echipamente sportive. De obicei, clienții vor ieri echipamentele, știi? Da, da. Și îi înțeleg, e ok. Dar mulți clienți sunt foarte organizați și vor peste o săptămână, două, o lună. Și care, eu sunt omul care risc de obicei, cu toate șansele de a pierde sau a câștiga. Noi suntem firmă de echipamente sportive, da. Trebuie să fie prezentabil. Dacă nu e prezentabil pe teren, adică noi trebuie să câștigăm prima dată cu 1-0 măcar la înfățișare. Am intrat da, frumos, mamă, pe teren, foarte mult interes cu privire la preț. Toată lumea când cere o ofertă de preț, cât mă costă și pe mine un echipament da. Personalizat. Să zicem, am două principii. Nu dau niciodată înapoi, eu ce am zis am făcut, și mai am chestia asta de a, în legătură cu clienții, eu fac echipamentele și le creez pentru mine. Clienți care spun, punem și mie Nike pe... Nu poți. Așa, punem și mie Adidas, știi? Nu fac chestia asta.